Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. La Alba Iulia, clopotele au sunat de 104 ori, câte o bătaie pentru fiecare an care a trecut de la Marea Unire din 1918. Pentru fiecare român, 1 decembrie a însemnat un nou început, crearea și consolidarea statului modern România. Acest eveniment istoric simbolizează momentul în care întreaga românime a devenit stăpână absolută pe moștenirea lăsată de bunici și străbunici. Despre idealurile și valorile noastre ca națiune discutăm astăzi de Ziua Națională a României la Obiectiv Comun. Și sufletul e
ia foc în clopotari. Întâi decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Dar e un an care nici când nu trece, un an pe care în veci îl vom dori. 18, al nostru an de fiecare zi. Timpurile pe care le parcurgem astăzi nu sunt tocmai cele mai ușoare, provocările sunt altele, dar românii găsesc puterea de a merge mai departe împreună. Această ediție de sărbătoare este dedicată tuturor celor care simt, gândesc și vorbesc românește, tuturor celor pentru care obiectivul comun este bunăstarea și valorile identitare. Invitatul special al emisiunii din această seară este doamna Liliana Nicolăescu-Onofrei, președinta, doamna deputat, dar și președinta Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație onorată! Mulțumim mult, doamna Nicolăescu! Am urmărit practic și astăzi la ședința Parlamentului acel moment artistic extraordinar, probabil în premieră pentru Republica Moldova. Întrebarea ar fi, acolo se cânta România mea e și România ta. Dumneavoastră, cum simțiți inclusiv când ați auzit acest moment artistic și aceste versuri? Cred că, așa ca foarte mulți dintre colegii mei, dintre prietenii mei, trăiesc și eu exact aceleași sentimente. România mea este România care m-a ajutat în momentul în care am conștientizat partea de identitate. România este cea care a însemnat pentru noi un element de unitate încă atunci când în Republica Moldova nici nu îndrăznea nimeni să pronunțe cuvântul limba română în școală sau la universitate. Și noi, studenți fiind, cred că am învățat așa, mai întâi pe tăcute și după asta cu ieșire în stradă, cu acele evenimente din 1988, când am protestat împotriva tezelor Partidului Comunist, care chiar ne lezau și identitatea și limba, și atunci colegii mei au fost cei care au fost inițiatorii, dacă pot să spun așa, unui val de renaștere națională. România mea este cea care m-a ajutat să fac cunoștință cu oameni deosebiți, pentru că întotdeauna când mă gândesc la locurile în care am fost sau la proiectele pe care le-am făcut împreună cu colegii din România, neapărat fiecare oraș se asociază și cu numele unui bun prieten, unui bun coleg cu care am lucrat împreună. Și e foarte frumos acest moment. I-am văzut pe colegii mei foarte și foarte emoționați. Așa trebuie să facem și foarte frumos ați spus dumneavoastră, să sărbătorim împreună. Noi toți, toți românii, să sărbătorim împreună. Mai mult de atât, am foarte buni prieteni care au origini de diferite etnii. Dar studiile și școala pe care au făcut-o și ceea ce le-a oferit România ca posibilități de creștere personală, profesională, îi fac să simtă și să gândească românește. Și lucrul ăsta este minunat. Ne-a oferit poate un răspuns și doamna președintă la această întrebare, dar în 2022, de ce noi iubim România? Cred că trebuie să începem de la faptul că acum suntem probabil și mai aproape. Întotdeauna, în vremuri de răstriște, oamenii se adună împreună și se ajută. Pornind de la faptul că astea sunt rădăcinile noastre și atunci este o iubire necondiționată, deci nici măcar nu avem de ce să ne punem întrebări sau să avem îndoieli, părinții noștri s-au născut în România, foarte mulți dintre noi au cetățenia română. Dar în aceste vremuri de răstriște, tot România este cea care ne ajută cel mai mult. Și în această criză energetică, cunoaște toată lumea sprijinul care a fost oferit în acele situații în care
agresorul Rusia a distrus atât de mult din infrastructura ucraineană, noi nu ne-am fi descurcat probabil dacă nu ar fi existat acest sprijin și ajutorul din partea României. A existat întotdeauna acest umăr pe care l-am simțit pe parcursul anilor și cred că pe toate palierele, ar fi păcat să ne referim doar la unul, dar pe toate palierele, și economic, și educațional, și cultural, întotdeauna România este cea care ne-a ajutat cel mai mult. Chiar și în Parlamentul European, de unde am alergat astăzi. Așa, ați venit direct de la aeroport. Pentru această emisiune am venit direct de la aeroport, este adevărat. Și în Parlamentul European, colegii noștri europarlamentari sunt cei care ne sprijină cel mai mult și cu sprijinul lor avem acum și un memorandum de înțelegere cu Parlamentul European, Parlamentul Republicii Moldova. Avem activități pe care le facem împreună, învățăm din acel parcurs pe care România l-a avut către Uniunea Europeană. Deci eu asta aș zice. Sunt foarte, foarte multe lucruri pentru care trebuie să fim recunoscători și să apreciem, dar partea noastră identitară asta zice, iubire necondiționată. Necondiționată. Avem și acest parteneriat strategic, România-Republica Moldova. Avem semnată o foaie de parcurs cu domeniile prioritare, printre care vorbim și se regăsește cultura, educația, cercetarea. Cum dezvoltăm acest parteneriat? Într-adevăr, acest parteneriat acum începe treptat să capete deja elemente concrete. De la un document scris trecem pas cu pas la acțiuni concrete și pe fiecare palier guvernele țărilor noastre, Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întreprind deja acțiuni concrete. Noi, la rândul nostru, în Parlament, ne vom strădui să sprijinim pe cât se poate toate aceste domenii. Evident că atunci când vorbim și de multe ori s-a folosit această metaforă a podurilor, trebuie să ne bucurăm acum că avem și poduri nu doar de flori, ci poduri reale, poduri de la om la om, punți, dacă vreți, și eu sper că așa cum au început acțiunile foarte clare pe domeniul energetic, pe domeniul economic, o să începem să creăm pas cu pas spații comune, un spațiu energetic comun, un spațiu cultural comun, nici nu se discută, un spațiu educațional comun. Și pentru asta sunt și aceste elemente notate în foaia de parcurs. În fiecare an, în funcție de necesități, sigur că vor fi și aceste proiecte concrete. Este mai mult decât am putea noi crede. Asta înseamnă, de fapt, înțelegerea și ajutorul pentru toți cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă de ce trebuie să fim alături de România, în Uniunea Europeană, pentru că experiențele pe care le-au trăit colegii din România sunt un sprijin acum pentru noi. Cred că pas cu pas se va vedea deja și eu sper foarte mult că și pe palierul educație și cultură, dar și tinerii, și pe partea de sport, și pe partea de mass media, pe tot ce este în lucru la comisia noastră, tot vom avea progrese. Evident, atunci când vorbim de identitate culturală, nu putem să nu ne bucurăm că tocmai astăzi a fost și această noutate extraordinară. Deci arta cămășii cu altiță a intrat ca element de identitate în Republica România și Moldova pe lista UNESCO și e mai mult decât simbolic, probabil. Și dacă rămânem poate în acest spațiu al culturii, dar și mai mult al istoriei, arc peste timp în contextul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 și evenimentelor care au urmat, dumneavoastră cum apreciați afirmațiile că România și Republica Moldova sunt două state, un singur popor? Suntem un singur popor și cred că fiecare dintre noi, cel puțin foarte mulți, iarăși, dintre colegii și prietenii mei, neapărat au istorii personale, istorii din familii, istorii care s-au transmis din generație în generație și care pentru nimeni nu mai pun niciun semn de întrebare. Eu sunt foarte mândră că am avut cumva parte de sprijin și explicații foarte clare în familie.
Și sper că foarte mulți dintre noi, de asemenea, exact asta au avut. Pentru că într-o localitate unde corul popular în 1937 avea premiul regal și locul 2 pe țară la competiții populare, deci nu-și mai punea nimeni întrebarea despre ce vorbim, suntem români sau nu. Evident, ceea ce a însemnat mai târziu perioada sovietică și spălarea de creier, de care, din păcate, nu am scăpat nici acum, dacă trecem pe palierul mass media, a generat și alte atitudini. Dar pentru mine și cred că pentru foarte mulți dintre colegii și prietenii mei nu există nicio îndoială că suntem un singur popor. Și astăzi mai avem o sărbătoare, inclusiv TVR Moldova împlinește 9 ani de la lansare. Dumneavoastră, în calitate de președinte al Comisiei Parlamentară Cultură, Educație, Cercetare, Tinere, Sport și Mass Media, cum apreciați poate și rolul și misiunea mass mediei, iată, în păstrarea și în promovarea valorilor naționale? Consider că este foarte important. În mai multe discuții publice cu colegii de la diverse instituții media, de multe ori vorbeam despre modul în care ar trebui instituțiile de media să informeze, dar și să educe populația. Și atunci când este vorba de valori naționale, de istorie, de cultură, de tradiții, de istorie orală a persoanelor care încă mai sunt în viață și care au trăit anumite evenimente importante pe parcursul vieții lor, mass media chiar cred că este obligată să facă acest lucru. De aceea apreciez foarte mult ceea ce faceți dumneavoastră. În opinia mea, depuneți foarte mult efort și se simte contribuția dumneavoastră atunci când vorbim de valori românești, de istorie, de cultură. Și mă bucur că nu dictează ceea ce faceți dumneavoastră, anumite elemente de consumerism, ca să zicem în ghilimele, dar de ce ar vrea să vadă cineva, dar ce este important să prezinte o entitate de mass media și asta cred că este de apreciat. Mulțumim, mulțumim frumos. Iată, menționam că suntem în această zi de sărbătoare în care dorim ca, într-adevăr, acest mesaj să ajungă la cât mai multă lume, pentru că Ziua Națională a României este marcată astăzi pe tot teritoriul României, în toate comunitățile istorice ale românilor și în diaspora. Este o ocazie specială pentru a reflecta asupra idealurilor și valorilor noastre ca națiune, ca cetățeni. Continuăm discuția la subiect cu domnul Liviu Brătescu, doctor în istorie, senator, membru al Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României, fost secretar de stat de asemenea la Ministerul Culturii din România. Vă spunem bună seara și la mulți ani! Bună seara, la mulți ani dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Domnule senator, de curând dumneavoastră ați afirmat, patrimoniul cultural al unui stat are un rol direct în viața fiecărui cetățean și a fiecărei comunități pentru că ajută la definirea identității, la procesul de dezvoltare. Iată, poate în acest proces de salvgardare a bunurilor patrimoniale naționale, ce acțiuni de restaurare, conservare, de valorificare economică poate a patrimoniului cultural preconizează sau se implementează de autoritățile statului român în țară, dar și în aceste proiecte comune cu Republica Moldova? Vă mulțumesc pentru întrebare. Știți, eu cred că ziua aceasta poate fi marcată corespunzător dacă ne gândim cu respect la trecut, dar și dacă privim cu atenție la ceea ce se întâmplă astăzi. Înainte de răspunsul meu, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să adresez și eu la mulți ani tuturor românilor din România, din afara ei, românilor din diaspora, celor care trăiesc în alte state și comunități, dar care și care, prin tot ceea ce fac, nu-și uită patria. Suntem la 104 ani de la Marea Unire, de la Alba Iulia și de la împlinirea unei aspirații a unor generații întregi de dinainte de 1918, pentru că proiectul acesta al Marii Uniri trebuie văzut așa, ca un proiect la care au lucrat generații întregi. Cred că trebuie să încercăm să găsim o definire a ceea ce mai înseamnă astăzi a fi patriot. Așa, fără a avea pretenția unei definiții care nu mai poate fi, știți, îmbunătățită, pentru că așa e firesc, fiecare să aibă propria percepție asupra ceea ce înseamnă patriotism. Cred că identificarea unui mod aparte de a te raporta la istorie, la limbă, la trecut,
cred că face parte din ceea ce ar putea să intre în definirea patriotismului. Și când spun asta, mă refer și la un anumit respect pe care ar trebui în continuare să-l avem fiecare dintre noi și față de patrimoniul material și imaterial. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, cred că patrimoniul ar trebui văzut nu doar ca un element, ca o ancoră în trecutul nostru istoric, dar și ca la o modalitate de a proiecta viitorul. Eu cred foarte mult că patrimoniul, atât cel material cât și imaterial, mai precis, dacă îmi permiteți, aș mai referi acum la patrimoniul imaterial, trebuie să fie văzut de fiecare dintre noi și ca un element care contribuie la realizarea unei regenerări urbane și rurale, ca la un mecanism prin care putem realiza o revitalizare a societății noastre. Cred că avem o problemă și în România și în Republica Moldova, adică, din perspectiva mea, poate greșesc, și anume aceea de a ne raporta la patrimoniul ca la un element cultural frumos și eventual ca la unul care consumă foarte mulți bani. Cred că această perspectivă e una greșită și cred că o abordare adecvată, atât din partea statului român, dar și a guvernului, autorităților Republicii Moldova, dar și a fiecărui cetățean în parte față de patrimoniu, poate contribui la această regenerare. Dacă vreți, pot să amintesc aici programele pe care le desfășoară Ministerul Culturii din România, Institutul Național de Patrimoniu, și vreau să vă spun aici un lucru, pentru că, într-adevăr, ați amintit dumneavoastră calitatea mea de senator și sper că, la un moment dat, împreună cu parlamentari din Republica Moldova, să rezolvăm o problemă, și anume, astăzi, legislația în bază căreia funcționează Institutul Național de Patrimoniu din România, prin modul în care este definit patrimoniul ca element de identitate națională, nu ca unul localizat la suprafața unui stat, am putea, prin câteva reglementări legislative în România și în Republica Moldova, ca prin fondurile atrase de Institutul Național al Patrimoniului din România, să asigurăm și finanțarea unor obiective de patrimoniu imaterial din Republica Moldova. Vedeți, suntem astăzi într-o zi adevărat specială și avem un motiv suplimentar de bucurie și când spun asta mă gândesc la decizia luată astăzi la Rabat în cadrul celei de-a 17-a sesiuni a Comitetului Patrimonial UNESCO, în care s-a decis includerea dosarului Arta Cămașă cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Vă spun că am un motiv și de mândrie personală și o spun cu toată modestia, pentru că dosarul acesta a fost lucrat prin eforturi comune ale specialiștilor din România și Republica Moldova în perioada în care am fost secretar de stat în Ministerul Culturii în anii 2019-2021. M-am ocupat și am coordonat și problematica patrimoniului imaterial, nu doar a celui material. Am observat o determinare și o dorință importantă, decisivă, iată, a specialiștilor din România și Republica Moldova și astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, le urez, le adresez tuturor mulțumiri pentru efortul făcut. Sunt convins că specialiștii din Moldova și din Republica Moldova și România vor putea găsi și alte elemente care împreună să facă parte dintr-un alt dosar pentru înscrierea în lista patrimoniului UNESCO. Acest cuvânt împreună este un leitmotiv, de fapt, poate, acestei cooperări. Domnule senator, vă rugăm să ne rămâneți aproape, pentru că îi spunem bună seara și domnului ambasador, doctor în istorie, fost ministru de externe, Adrian Cioroianu, care, de asemenea, este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara, o mare plăcere! La mulți ani tuturor celor care au cetățenie română cu ocazia acestei zile. La mulți ani, domnule ambasador, iată, poate, inclusiv și în calitatea dumneavoastră de istoric, dacă am încercat poate să facem această paralelă pentru perioada premergătoare Marii Uniri, dar și perioada pe care o parcurgem astăzi. O mică analiză, așa, din punct de vedere istoric, politic, dar și din punct de vedere al conjuncturii internaționale. Păi să știți că întotdeauna trecutul se împletește cu prezentul și eu am această bucurie de care vorbea domnul senator. Imaginați-vă că acum 3 ani, în anul 2019, eram ambasadorul României la UNESCO, atunci când acest dosar al cămașii tradiționale, IA,
a fost depus cu greutățile de rigoare, pentru că nu era ușor totdeauna să lucrezi în tandem, mai ales că a urmat un an de criză, 2020 a început pandemia, 2020-2021, lucrurile au fost puțin amânate, dar am urmărit cu mare plăcere acest dosar al Cămășii cu Altiță. Altfel, cum spuneam, ca profesor de istorie, totdeauna vezi un eveniment sau o epocă, un deceniu, un secol chiar, unul în continuarea celuilalt. Așa se întâmplă și în cazul nostru. Istoria uneori ne-a fost favorabilă, altor mai puțin favorabilă. În ultimul secol am asistat la schimbări repetate ale hărților în Europa. Uneori aceste schimbări ne-au avantajat, așa cum a fost după primul război mondial. Altă dată nu ne-au avantajat, așa cum a fost în 1940 sau chiar după al doilea război mondial. Istoria înseamnă conjunctură, istoria înseamnă context. Și în acest spirit aș vrea să vorbesc și despre prezent, pentru că problemele prezentului într-un fel decurg din nelămuririle și din incertitudinile istoriei recente. Iată cum se face că avem un război în vecinătatea noastră, doar că acest război pleacă dintr-o frustrare a unei mari puteri din vecinătatea noastră, fostă mare putere în timpul războiului rece, care apoi, după 1990, nu s-a mai regăsit, și-a căutat o identitate, uneori și-a, cum să spun, temporar și-a găsit-o, a renunțat la ea. Sunt multe de spus despre vecina numită Rusia, dar nu vreau acum să aduc în discuție, doar vreau să amintesc că avem în această zi care în București, la Craiova, de unde eu vă vorbesc, sunt la părinții mei la Craiova și în alte orașe de dincoace de tot, 1 decembrie înseamnă ziua națională și o zi de bilanț, cum este bănuiesc și pentru cei care în Republica Moldova au cetățenia română sau au o trăire aparte față de ce înseamnă a fi român, această surpriză pe care o avem cu toții, că în vecinătatea noastră, dincolo de bucuria sau de urările pe care noi ni le facem, în vecinătatea noastră e un război. Părea de neimaginat, dar iată că e cu totul posibil. Într-adevăr, totul este posibil, domnule Ciroianu. Menționați și domnul senator Brătescu despre acea contribuție și importanță pe care a avut-o clasa politică, elita de atunci, care a înfăptuit acest proiect de țară, Marea Unire, de la 1918. Dacă am putea, poate, compara arc peste timp, ce responsabilități majore ar trebui să-și asume, poate, clasa politică de pe ambele maluri ale Prutului pentru a se ridica la acele înălțime, acelei elite? Aici să știți că eu am o părere ceva mai relaxată în raport cu judecata datorată clasei politice. Românii, în istoria noastră modernă și contemporană, românii niciodată nu au fost foarte mulțumiți de prezentul clasei politice. Nu mai gândiți-vă la Mihai Eminescu și la Scrisoarea a treia. Mihai Eminescu acolo se lupta cu niște lideri, cu niște politicieni liberali, care pentru noi astăzi sunt modele. Adică e generația lui Ion Brătianu, e generația de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cei care au creat într-un fel cadrul economic, politic, legislativ al României lui Carol I. De la Banca Națională, Eugeniu Carada, până la Hovari, Brătianu, Ion Brătianu și așa mai departe. Mihai Eminescu se lupta cu ei. Ceea ce, sigur, e un compliment și pentru oamenii politici, ca un mare poet, să le dea atenție. Dar asta, dacă privim critica destul de ironică și din poezie, dar și din presă a lui Mihai Eminescu, ne dăm seama că la noi mereu a fost un hipercriticism. Ceea ce e bine, pentru că, într-adevăr, politica trebuie ținută sub controlul presei și domnul Liviu Brătescu știe foarte bine acest lucru. La fel cât am fost în politică, am trăit-o eu însumi, eram tot senator și îți asumi toate, eu știu, toate riscurile de rigoare. Deci, din acest punct de vedere, n-aș zice neapărat
că generația de astăzi este mult inferioară generației politicienilor de altă dată. Contextul a fost însă altul. Critici au existat și în anul 1920, și în 1921, și în 22, după primul război mondial, după Marea Unire. Să știți, critici în presă au existat mereu, adică presa română a fost foarte vie, foarte critică la adresa politicienilor, ceea ce noi astăzi nu mai reținem. Ionel Brătianu, în timpul marii guvernării liberale din 1922-1926, Ionel Brătianu era ținta unor atacuri foarte dure. Domnul Brătescu își aduce aminte că recent în sala din fața plenului Senatului României a fost inaugurată o expoziție Ionel Brătianu, la care Biblioteca Națională a României s-a bucurat să participe cu ce avem noi mai frumos printre piesele noastre de tezaur, de tezaur documentar, bineînțeles, și știm cu toții cât de greu a fost și pentru acea generație în fața presei. Presa la noi a fost mereu foarte dură. Deci judecata istoriei vine mereu după. Așa se va întâmpla și cu politicienii de astăzi. Întrebare către domnul senator Brătescu, dar și către doamna deputat Nicolaescu Onufrei. Iată, după cum menționa și domnul Brătescu, dar și domnul Ceroianu, moștenirea care s-a construit în timp prin sacrificii mari poate deveni vulnerabilă dacă pierdem din vedere necesitatea apărării ei. Ce face, stimați domni, generația noastră cu această moștenire clădită, poate pe sacrificii, și cum ne raportăm astăzi la ea, domnule senator? Bun, în primul rând, eu cred că ar trebui să salutăm într-o zi ca aceasta faptul că clasa politică românească, de pe ambele maluri ale Prutului, a depășit de mult faza aceea discursivă cu care se folosea adesea sintagma florile de peste Prut, podul de flori de peste Prut. Cred că s-au întâmplat în ultimii ani lucruri concrete prin care arătăm că ținem cu toții și la valori și la trecut și că avem o raportare fiecare dintre noi ca niște membri ai unei mari comunități. Și dacă îmi permiteți, aș aminti aici gesturi și decizii concrete ale statului român, ale guvernului român, în sprijinul acestui proiect comun. Și aș aminti aici, de exemplu, legea 299 din 2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, îmbunătățită, evident, în mai multe rânduri, apoi faptul că în 2017 am avut adoptată o strategie națională pentru românii de pretutindeni și, nu în ultimul rând, un document semnat chiar în februarie-martie anul acesta, un protocol în privința unei colaborări în domeniul educației între România și Republica Moldova în 2022-2026. Sunt doar câteva acte politice, administrative acestea, dar care arată că am depășit faza discursivă din anii 90, că ne gândim cu toții la un viitor comun și la sprijin, la diferite forme de sprijin concret. Aș aminti aici și, evident, activitățile pe care le desfășoară ICR-ul din Institutul Cultural Român din Republica Moldova, Ambasada României din Republica Moldova, și exemplele pot continua. Din punctul meu de vedere, un rol important în tot acest proiect de consolidare a unei comunități românești pe ambele maluri ale Prutului, îl aveți și dumneavoastră, televiziunea română, TV Moldova, Radio Chișinău, sunt, din punctul meu de vedere, piloni importanți în acest proiect. Mulțumim frumos, doamna. Cred că aș și adăuga la cele spuse de domnul senator că pe lângă actele care țin de colaborarea noastră pe palierul legislativ sau pe între guverne, pe palierul interguvernamental, trebuie să apreciem foarte mult și ceea ce se întâmplă prin efortul comunităților, prin efortul comunităților academice, prin efortul, exemple simple, Bookfest-ul. Este o adevărată manifestare culturală la Chișinău. A ajuns de la București la Chișinău și uniunile editorilor sunt cei care, de fapt, fac să se întâmple realmente aceste lucruri cu un mic sprijin din partea politicienilor. Dar oamenii fac să se întâmple aceste lucruri. Dacă nu erau oamenii îndrăgostiți de ceea ce fac, probabil nu aveam nici reuniunea Teatrelor Naționale, care acum este sub patronatul celor doi președinți, a doamnei Maia Sandu și a domnului Iohannis. Chiar zilele
acestea, respectele noastre din nou pentru efortul și ajutorul făcut de România, lucruri concrete, ajutor pentru școli în Republica Moldova, donație chiar recentă făcută pentru 20 de școli prin sprijinul din partea Departamentului pentru Român pentru Relații cu Republica Moldova, unde, apropo, au primit donații și școlile din UTA Găgăuzia, Liceul Mihai Eminescu de limbă română și unul din liceele din Cea Dărlunga, care are clase în limba română. Atâtea lucruri se întâmplă și la nivel interuniversitar. Deci eu cred că e tocmai perioada în care toate eforturile noastre trebuie să fie consolidate. Și între comisiile noastre parlamentare e complicat, pentru că noi la Chișinău avem o singură comisie pe 6 domenii și colegii la Senat și în Parlament au comisiile mai specializate un pic. Deci, dar avem această posibilitate să învățăm și să colaborăm și sper foarte mult că vom putea să sprijinim și să încurajăm și inițiative ale tinerilor noștri. Sunt și foarte multe proiecte comune pe care le fac direct, iarăși aș aminti aici Orheiul Vechi, care acum, deci Rezervația Naturală Orheiul Vechi, în parteneriat cu colegi din România, beneficiază de un proiect transfrontalier foarte serios, de un proiect de la noi, din fondul Satului European, și asta totul se face în colaborare și, după mine, e important să consolidăm aceste eforturi. Și politicienii, și guvernul, și comunitățile, și oamenii. Și sunt proiecte care continuă, practic, având... Da, domnule senator? Dacă îmi permiteți, aș aminti aici, spunea și doamna deputată Onofre, aș aminti aici și eforturile pe care le fac universitățile ieșene chiar de a asigura extensii în Republica Moldova, și pentru că astăzi a avut loc un eveniment, chiar astăzi a avut loc un eveniment important la Iași, mă refer la un acord de înfrățire între municipiul Iași și municipiul Hâncești. Cred că și în felul acesta demonstrăm, așa cum am mai spus, disponibilitatea și efortul constant de depășire a acelei faze discursive a anilor 90. Deci se întâmplă lucruri importante și la nivelul ONG-urilor, comunele din județul Iași și din Republica Moldova au semnat în ultimii ani mai multe parteneriate de colaborare. Adică am sentimentul și convingerea că în fiecare zi se adaugă o nouă piatră, să spunem așa, la proiectul acesta al unei comunități comune, a unei comunități românești. Într-adevăr, lista continuă pentru educație, poate cu acel proiect de diplome comune și nu numai. Sigur. Și sunt lucruri care se întâmplă chiar și având acest semn al războiului. Întrebare către domnul ambasador Cioroianu. Din punct de vedere istoric, dar și mai mult, din punct de vedere strategic, din perspectiva unui doctor în istorie, această criză de securitate reprezintă o provocare sau o oportunitate pentru România și Republica Moldova? Păi, în egală măsură, să știți că orice criză reprezintă simultan o provocare și o oportunitate, în sensul în care mereu în crize se limpezesc apele. Ne place, nu ne place, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de război, sunt probe, precum, știți, în chimie, hârtia de turnăsol. Proba prin care o societate arată de ce este în stare, cât poate să reziste, cum rezistă, cum reacționează. Ori cred că acest război, din nefericire, pe care nu l-a dorit nimeni, din nefericire pornit, dar să știți că scoate la iveală anumite lucruri pe care poate altfel le-am fi observat într-un orizont de timp mai îndelungat. Iată cum s-a creat o identitate ucraineană. Iată cum s-a creat o idee națională ucraineană, acest stat foarte tânăr, Ucraina, ca și Republica Moldova, sigur, după desființarea Uniunii Sovietice, după 25 decembrie, acea zi incredibilă de 25 decembrie 1991, nu? Când Mihail Gorbaciov și a ieșit și a spus că își dă demisia din funcția de președinte al unei federația, al unei uniuni care nu mai exista. Ori și Ucraina și Republica Moldova sunt oarecum partea unui destin comun din această Europa post-sovietică și vedem cum în câteva luni de zile acolo, în condițiile războiului, s-a forjat o identitate națională și o conștiință națională. Deci,
Iată cum, paradoxal, condițiile războiului pe care, repet, nimeni nu le dorește, cu mii și zeci de mii de victime, cu distrugeri materiale impresionante. Dar asta înseamnă istoria. Asta înseamnă mereu istoria. Popoarele reacționează în condiții de criză. În condiții de criză arată ce înseamnă unitatea lor. La noi s-a văzut în primul război mondial. Gândiți-vă că toată conducerea țării, elita politică, elita armatei s-au retras la Iași. S-a văzut acolo că era un popor hotărât să reziste, să-și păstreze coroana, să nu cedeze coroana. Și alte popoare, bineînțeles, au aceleași momente de răspântie în istoria lor. Domnule Țăroianu, dar cum apreciați rolul diplomației versus forța militară, poate în viitoarea configurație a securității europene și nu doar? Aici totdeauna sperăm ca diplomația să aibă un cuvânt mai important de spus, dar istoria ne obligă să constatăm că diplomația are mereu ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt înseamnă că mai înainte uneori vorbesc armele. Să știți că și aici diplomația va avea ultimul cuvânt, doar că nu știm că se va întâmpla el. Până atunci vor vorbi armele și diplomații deocamdată fac o coreografie uneori mai folositoare, alteori mai puțin folositoare. Cele două coexistă. Există o vreme a ofițerilor, există o vreme a diplomaților. Deocamdată în conflictul de lângă noi suntem într-o perioadă în care ofițerii, generalii, rachetele hotărăsc ce se întâmplă pe front. Dar va veni și vremea diplomaților, sunt convins. Sperăm într-adevăr aceste timpuri să vină cât mai rapid. Poate la finalul acestui dialog, domnule Țăroianu, pentru că sunteți alături de noi prin telefon și conexiunea este mai îngreunată, vă rugăm să veniți cu un mesaj pentru toți românii, cei care la 104 ani de la Marea Unire gândesc, vorbesc și simt românește. În primul rând să ne păstrăm această identitate, care este rezultatul unei istorii distilate de bunicii noștri, de străbunicii noștri. Tot ce se află în spatele fiecarei familii ne-a condus până aici. Și în al doilea rând, urarea mea este dincolo de tradiționala, eu știu, sănătate, sigur că avem nevoie toți de sănătate, dar iată că am descoperit valoarea păcii și le-aș dori tuturor celor care ne ascultă să ne vedem, să ne revedem, să ne auzim în pace, pentru că până acum consideram că pacea e garantată. Și de 9 luni de zile ne dăm seama că pacea e mereu provizorie, e mereu fragilă, așa încât tuturor celor care se simt români, la mulți ani, să ne vedem cu bine, sănătoși și în pace. Mulțumim, domnule Țăroianu, la mulți ani ne auzim de bine. Continuăm cu discuția drag. De studio cu domnii deputați. Domnule Brătescu, iată, astăzi și TVR Moldova împlinește 9 ani de la lansare. Dumneavoastră, poate în calitate de membru al Comisiei pentru Cultură și Media, aceeași întrebare pe care am adresat-o și doamnei Onufrei, cum apreciați rolul, dar și misiunea mass-mediei în păstrarea, în promovarea valorilor naționale? Poate și valorii păcii despre care menționa domnul Țăroianu. Vă reamintesc cu mult drag și cu multă modestie faptul că în calitatea mea de fost membru în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române am sprijinit cât am putut din această poziție existența și funcționarea TVR Moldova și mă bucur și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Cred că dumneavoastră aveți în continuare un rol foarte important alături de Radio Chișinău în păstrarea identității naționale, a tradiției, a promovării, a punerii în circulație a informațiilor despre patrimoniul material și imaterial din spațiul românesc. Cred că avem cu toții datoria, dincolo de ceea ce trebuie să facă autoritățile statului, să realizăm, și apropo de rolul mass media, și o alfabetizare continuă, culturală, să vorbim mai mult despre elementele noastre de identitate. Iar patrimoniul, fie el material, imaterial, reprezintă un astfel de element. Cred foarte mult în rolul presiei, în rolul mass media și ca factor de dezbateri, pentru că oamenii au nevoie, înainte de a decide, chiar și în privința opțiunilor politice, au nevoie de organizarea unor dezbateri reale cu argumente pro-contra pentru diferite proiecte politice.
Sunt mulțumit și, repet, apreciez foarte mult inclusiv organizarea unei astfel de dezbateri. Știți, uneori ar putea să apară ideea aceasta că, domnule, ce se mai poate spune despre istorie, despre trecut? Nu, niciodată nu e, nu e o discuție despre istorie, despre tradiție, despre trecutul nostru, nu e nefolositoare și nu e prea mult. Niciodată când vorbim de trecutul nostru nu e prea mult. Dacă facem referire, domnule Brătescu, la începutul dialogului, dumneavoastră ați început mesajul cu felul în care ne raportăm la istorie, la cultură, dar această misiune de a crește, poate, această lecție a patriotismului pe lângă mass media, doamna Onofrei, cine credeți ca societate că mai are ca obligație, în primul rând, să promoveze acest lucru? Cred că toți avem această obligație, nu doar mass media. Educația, în primul rând, se clădește din familie, ceea ce facem în școală, ceea ce facem în facultate și, nu în ultimul rând, ceea ce facem în Parlament, tot trebuie să aibă această parte de educație pentru valori. Eu cred că aici chiar ar fi cazul să ne gândim, da, este într-adevăr foarte greu acum, sunt situații mai complicate în alte sectoare, dar atunci când mă gândesc la sectorul educațional, eu cred că noi împreună cu dumneavoastră, cu media, am putea să facem mai multe pentru educația pentru valori. Din păcate, întotdeauna, cumva, când ne gândim la priorități, nu ne reușește să le punem în capul mesei și aici, din păcate, și mass media uneori este nevoită să dea prioritate unor lucruri care sunt la ordinea zilei, ultimelor știri, ultimelor probleme. Vreau să vă dau doar un singur exemplu. A existat un eveniment, după mine, foarte important la noi la Chișinău, cu sprijinul Uniunii Europene. Ministerul Educației, în parteneriat cu Uniunea Europeană, cu Universitatea de Stat din Chișinău și cu universitățile și colegiile pedagogice, au făcut un eveniment închinat profesiei de cadru didactic și promovării acestei profesii. Și noi avem nevoie de cadre didactice și în România este exact același lucru. Avem nevoie de profesori buni care să poată să dea copiilor noștri posibilitatea să își realizeze întregul potențial. Și la acel eveniment, unde au fost invitați toți ziariștii și toate entitățile media care există în lista de presă a entităților publice, nu a venit nimeni. Nici de la radio, nici de la televiziune. La alte evenimente, la proteste, la situații de problemă sau de scandal, întotdeauna mass media este prezentă. Personal, eu am văzut niște mesaje foarte frumoase acolo, inclusiv de patriotism și mesaje pentru valori pe care le-au dat tinere cadre didactice și studenți care sunt viitori pedagogi. Și nu a fost nimeni din mass media ca să reflecte cumva, ca lucrurile acestea să devină publice și să fie accesibile pentru cât mai multe persoane. Într-adevăr, ne-ați adus un singur exemplu, dar dacă am stat să discutăm, poate lista ar continua, dar nu am putea să nu facem și o paranteză către românii din comunitățile istorice. În 2022, domnule senator, cum poate facilitează statul român accesul la educație în limba română, anume acolo în comunitățile istorice? Poate cum, felul în care promovăm valorile naționale, valorile culturale în aceste regiuni? Eu nu am vrut să creez o imagine idilică. Cred la fel, aproape ca dumneavoastră, că anticipez că întrebarea dumneavoastră provine dintr-o analiză anterioară pe care ați făcut-o. Cred evident că se poate face mai mult. Departamentul Românilor de Pretutindeni este activ, poate fi mai activ. Comisiile parlamentare e loc de mai bine, ca să zic așa, și cred că statul român are în continuare o datorie importantă față de românii aflați în afara granițelor statului. Ne aducem aminte de aceste comunități, din păcate, doar atunci când există anumite situații conflictuale. Ori eu cred că avem datoria să vorbim în permanent, răspicat, atent, da, și evident cu alocări bugetare consistente, pentru că altfel rămânem iarăși la nivel discursiv. Ori sprijinul pentru comunitățile românești, din afara granițelor statului român,
presupune și implică sume importante de bani și de datoria statului român să asigure aceste resurse financiare. Și poate ca un fel de concluzie, ca o linie roșie a acestei ediții, poate acestei zile, zile în care s-au spus atâtea mesaje frumoase și am simțit pulsul și mai mult în această zi de 1 decembrie. Doamna Onofrei, domnul Brătescu, ce i-ați dori României de mâine? Cum spunem la mulți ani în 2022? Ce le dorim românilor de pretutindeni în această zi, dar și nu numai? Proiectul de mai departe. Eu aș vrea să doresc multă putere, multă reziliență. Trebuie să rezistăm, pentru că lucrurile acestea nu vor dura la nesfârșit. Și cât mai multă deschidere pentru cei de alături. Evident că ultimul cuvânt ar fi pace, așa cum zicea și domnul Cioroian. Mulțumim, mulțumim frumos, domnule Brătescu. Îmi place să cred că fac parte dintr-o generație de oameni politici care înțelege în primul rând că are o moștenire importantă venită din partea generațiilor care au contribuit la realizarea Marii Uniri de la 1918. Eu cred că de această dată unirea dintre România și Republica Moldova poate fi realizată în cadrul Uniunii Europene, acolo unde îi așteptăm și pe frații noștri. Și cred că cu toții vom face tot posibilul să sprijinim Republica Moldova în acest demers. Iar, până când Uniunea Europeană va deveni acasă pentru Republica Moldova, România rămâne acasă pentru cetățenii Republicii Moldova. La mulți ani tuturor! Mulțumim frumos, la mulți ani. Într-adevăr, timpurile pe care le trăim nu sunt tocmai ușoare, dar după cum am și început această emisiune, românii întotdeauna au avut puterea de a merge mai departe împreună. Împreună. Mulțumim pentru dialog. Și noi vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, de asemenea, vă mulțumim că ne-ați urmărit, spunem la mulți ani. Rămâneți alături de TVR Moldova. O seară frumoasă!